Tudorel Toader, răspuns dur pentru Sebastian Ghi în cazul extrăderii, inculpatul nu dialoghează cu ministrul. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dat miercuri câteva clarificări despre extrădarea lui Sebastian Ghi. Precizările vin după vizita ministrului Justiției în Serbia. Vreau să transmite următoarea informație corect. Pe data de 27 februarie, Ministerul Justiției a primit de la Curtea Supremă din Serbia solicitarea unor clarificări suplimentare privind activitatea infracțională desfurat de către inculpatul acerei extrădare SCR. Imediat am transmis solicitarea la Curtea de Apel Ploiești, pe 27 februarie. Pe 7 martie, Curtea de Apel Ploiești ne-a transmis documentele. MJ le-a tradus. Pe 8 martie le-a transmis prin fax la Curtea Supremă din Serbia. Am solicitat curii de apel documentele în original. Dacă ni le-a transmis în copie pe 7 martie, în original ni le-a trimis pe 21 martie 2018. În acea zi, au fost transmise prin curierat rapid către Ministerul Justiției din Serbia. Ii avem dovada primirii, pe 23 martie. Am văzut eu preocuparea de vese privind documentele transmise de la MJ. Cel mult putei întreba Curtea de Apel Ploiești de ce a trebuit două săptămâni să ajung de la Ploiești la Ministerul Justiției din România, unde ar fi ajuns pe jos mai devreme de două săptămâni. Punct este exclus lucrul sta. Cum să se întâlnească un ministru al justiției cu cineva care este în proceduri de extradare? Unii m-au întrebat dacă particip la discuții cu ministrul justiției. Este absolut imposibil. Nu poartă un inculpat dialog direct cu ministrul justiției, oricare ar fi el. El are proceduri de extradare în Serbia, ei trebuie să se adreseze instanței din Serbia, nu Ministerului Justiției din România. Ministrul discută oficial pe canale oficiale prin documente înregistrate oficial. Nu ne pune ei să comentez ce a spus nu cine la televizor. Sebastian Ghi se află în proceduri de extradare. Judecătorii din Serbia vor examina toate documentele pe care le-a primit, vor decide, vom proceda în consecință, a spus Tudorel Toader.